Doamnă și domnule, bună dimineața! Uh, am găsit un subiect foarte fain, de comentat. Uh, și mă gândeam acum, vezi care e rolul jurnalismului independent? Să pună cap la cap evenimente, stări, atitudini, uh, lucruri care funcționează, lucruri care nu funcționează. Pentru că de multe ori vezi câte o știre și nu are nicio relevanță pentru că nu e legată de context. Presa convențională nu are vreme, nu știe și o pierdut priceperea. Noi interesează ceva din toate astea, dar nu pune în context lucruri, fapte, atitudini. Și atunci rolul nostru ăstora care stăm pe, pe YouTube, care stăm pe Facebook și facem presa, independent, presa independentă, jurnalismul independent, îi să le punem cumva să avem câte ceva de, de înțeles. Și iau știrea așa cum a apărut în presa convențională. Ținutul Buzăului vrea să devină Geoparc Internațional UNESCO și a intrat în evaluarea experților. În zonă sunt atracții precum vulcanii noroioși, focurile vii și chinimbarul roșu. Este o știre excelentă pentru toată țara, numai pentru Buzău. Și o spun asta nici cu ironie, nici cu ciudă, nici cu... Chiar mă bucur că formulele de astea asociative încep să aibă un cuvânt de spus în țara asta și încep să poată să meargă pur și simplu la experți internaționali. Domnule, uite, vreau să dezvolt zona asta. Miza zice turistică și economică. Asociația care a depus dosarul la UNESCO este formată din cele 18 comune care constituie ținutul muzeului. Bă, excelent. 18 comune s-au asociat și fac, au făcut Ținutul Buzeului. Zona va fi evaluată prin prisma diversității geologice și culturale a zonei. Ținutul Buzeului va deveni un teritoriu de dezvoltare durabilă, ale cărui valori și reușite vor fi recunoscute de UNESCO. Lucru care va aduce multe beneficii, dincolo de expunerea globală. Impecabil. Intenție, cel puțin, impecabilă. Sunt convins că dacă va fi și muncă, muncă grea și rezultatele vor fi la fel. Finanțată asociația asta Ținutul Buzăului cu 70.000 de euro pe an, timp de 7 ani, începând cu 2020, de Consiliul Județean Buzău. Super! Și azi mă uite că încep să apară aceste formule asociative. M-am uitat după de curiozitate să vedem câte mai sunt. Ținutul Bârsei. Și atenție, este tot o formulă asociativă din Hermans în Petru Bod, etc. până la Gimbav. Foarte faină. Ținutul Bârsei, care are și un grup de acțiune locală. Acele galuri care se fac uh, ca formule asociative între consiliile locale, chiar pentru dezvoltare locală. <coughs> M-am uitat să vedem dacă sunt și în sud. Asociația de Consiliere, Calificare și Recalificare, Oltenia, Bă, frumos! M-am uitat în Dobrogea. De ziua Dobrogei, deputatul Palaz, de la PMP, s-a dus că nu mai deputat, Dobrogea va fi pe primul loc în prioritățile mele. Bă, foarte fain! Începem să înțelegem. Și acum vine cealaltă parte. Ați văzut un titlu. În țara asta parcă sunt mai multe țări. Vecin cu ținutul Buzăului este ținutul secuiesc. Ținutul secuiesc ce este? Domnule, tot o formulă asociativă a vrut să fie, încă din 2010, mult mai devreme decât toți ceilalți, doar că ă, prefectul a atacat în contencios și nu se știe de ce, pe baza cărei legi, tribunalul de la și da să trăiți domn prefect, lăsați-i pe ăștia cu ținutul secuiesc, că aici sunt, nu, nu sunt români. Din 2010 este știrea, asociația pro-ținutul secuiesc, nici măcar nu a avut curaj să spună ținutul secuiesc, ținut în șac de, județ, de, în județul Mureș. Pur și simplu a venit uh, uh, prefectul și a zis, nu, nu aveți dreptul la asociere. Mă și m-am uitat în lege. Aleșii locali din zona secuiască a județului Mureș. Domnule, zona secuiască, pot să-i zic eu zonă secuiască, dar legea nu scrie zona secuiască. Sunt aleși local din Consiliul locale S-au asociat, exact cum s-au asociat cei din Ținutul Buzăului sau Țara Bârței sau etc. Zice chiar președinta de atunci a Consiliului Județean Mureș, o asemenea asociație este necesară ca să atragă fonduri în regiune. Nu dorim proiecte doar pentru etnie, Dorim proiecte comune, și pentru asta avem nevoie de asociere, și asocierea nu este interzisă în România. Orice plângere este fără temei, nu trebuie să vedem un pericol în această asociație. Este de noaptea minții. Mai mult decât atât, în 2010, deputatul Horia Grama, ăsta cred că era PSD-ul la Speriat din Mureș, i-a adresat o interpelare premierului de atunci, Emil Boc că de ce a folosit sintagma ținutul secuiesc în hotărârea guvernului 42 pe 2010. De ce ai folosit sintagma? Adică, mă, dacă ținutul Buzoia, buzoian, buzăului are dreptul, asociația Țara Bârsei are dreptul să ființeze, ținutul Vrancei este o, 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 o sintagmă care e din, din Interbelic, doar Ținutul secuiesc nu-i voie să existe. Și atunci te întrebi, care totuși sunt drepturile lor? Pentru că noi tot, tot trăim în mitologia asta, că, domnule, la noi minoritățile sunt în, în, se scaldă într-o sâmbătă în, în sâmbătă miere și în, duminica în lapte. Da? Mai mult decât atât. La, dacă știți, există un fel de laborat. De, de spaime naționale, practic, Larixu, în cadrul Academiei Române și cu ce se ocupă, hoho, -ho, printre altele, au stat și au numărat de câte ori presa mainstream din România utilizează expresia ținutul secuesc fără ghilimele. Adică o mare traumă pentru poporul român este să nu pui ghilimele când zici ținutul secuesc. Nu-i bai că ținutul Buzăului există sau țara Bârsei. Vă dați seama ce scandal era dacă pe modelul țara B Asociația Țara Bârsei se făceau asociere între consiliile locale din Secui și numeau Țara Secuilor. Aici e capul meu. Pe nume ai spălat pe Secui 7, Mihai Viteazul, 12, Ștefan Cel Mare și vreo 4 Einstein la rând cu o divizie de 10.000 de Ion Aurel Pop. Da? Au numărat pur și simplu de câte ori a scris presa fără ghilimele, ținut secuiesc. Bă, suntem noaptea minții. Noaptea minții pentru că legea ce spune? Există legea, eu știu, eu știu. Acum o să zic că unii, da, da, buzoienii nu vor autonomie. Ăia din țara Bârsei nu vor autonomie. Tovarăș and pretini. Autonomia locală, dreptul de asociere, există încă din 2001 prin legea 215, o iau aici și scrie cuvântul autonomie. Da? Administrația publică, încă la articolul 2, în unitățile administrativ teritoriale, se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, de concentrării serviciilor, etc., etc. Și nu pot atinge aplicarea principiilor, atingere caracterului de stat național unitar și indivizibil al României. Lucrurile sunt clare se sperie șmecherași ăștia din politică degeaba, dar prin sperietura lor aduc voturi. Și ce se înțelege prin autonomie locală? Și nu este, ar fi nicio diferență față de autonomia regională. Da? se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice de a soluționa și de a gestiona în numele și interesul colectivității locale pe care le reprezintă treburile publice în condițiile legii. Da? Apropo de ținut, că mi-am făcut o asociație ținutul Buzăului sau ținutul Secuiesc sau ținut sau țara Bârsei. În la articolul 11 scrie foarte clar, două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca în limitele competențelor autorităților lor să coopereze, să asocieze în condițiile legii pentru interes comun. Mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Îți arăt, au dreptul să se asocieze și cu unități administrative teritoriale din străinătate. Și Consiliul Județean și Consiliul Local. Și atunci, va trebui să, să ne punem niște probleme. Bă, noi ce fel de țară dorim? Bă, noi dorim o țară care să fie a tuturor, respectată de toți, și pe cât posibil cât mai mulți să trăiască bine. Și fără conflicte, fără... să trăiască bine. Bine nu înseamnă că stai toată ziua la bere și la semințe, ci bine înseamnă că mergi la muncă, ți respectată munca și bine înseamnă decent. Da? De ce ne lovim? Ne lovim de sistematica, dacă vrei, aderență a unora la uh, șmecheria altora. Șmecheria altora ce înseamnă? Să vii să fluturi uh, pur și simplu spaime. Poți să, să le fluturi și în românește, poți uh, să le fluturi și în românește. vii să-mi spui și îți dau două chestiuni. Una de la în românește și una în urește. Vii să-mi spui, domnule, cu secuiesc nu merită să existe, radeți la justiție, nu mă interesează că odată la că ceilalți din, din alte zone au dreptul să se asocieze, ținutul sechez, nu, că acolo nu sunt secui. Că numai vreo 500 s-au declarat secui. E ca și cum mai spune, domnule, în Transilvania, nu, în Ardeal, nu trăiesc ardeleni, pentru că s-au declarat români. În Oltenia nu sunt olteni, că ea s-au declarat români. Numai vreo 500 s-au declarat olteni. Adică este o incapacitate funciară, o incapacitate istorică de a înțelege că identitățile sunt cercuri concentrice. Eu sunt clujan, apoi sunt ardelean, Apoi sunt român, apoi sunt european. Și dacă mă întâlnesc cu văsălie de pe Marte, o să-i zic, bă, eu sunt pământean. Înțelegeți? Despre asta este vorba. De partea alată a Maghiarimii. Au venit acum câțiva ani cu un proiect foarte bine făcut, tehnic, de autonomie administrativă, financiară și culturală, doar că proiectul ăla nu era făcut pentru toate regiunile din România, ci era făcut doar pentru. Ținutul Secuesc. Și atunci, normal, că toată lumea a zis, aha, este autonomie etnică. N-avea nimic de a face cu etnia, ba mai mult, minoritatea română din cadrul Secuimii era mai protejată decât acum. Doar că, din interese electorale sau pur și simplu din, din, din nepricepere, să vii cu un proiect pentru o singură regiune din România înseamnă să dezechilibrezi pur și simplu discursul public. Știi că zicea Băsescu acum vreo 10 ani, domnule, cât autonomie să, îi la tecuci, atâta să fie și la Sfântul Gheorghe. Eu sunt de acord. Problema fundamentală că nici la tecuci, nici la Sfântul Gheorghe nu mai există autonomie. Pentru că autonomia ce înseamnă? Să pot să mi gestionez resurse, atitudini, oportunități, provocări. Nu ține de etnie, că dacă vine, dacă vine o inundație, apa aia care vine de pe munte sau de unde vine, nu o să te întrebe, a, ești ungur sau ești român? Că dacă ești ungur, îți intră în curte și dacă nu ești român, nu ți intră în curte. Aia intră. Acolo ai nevoie de planul, de îndiguire. Nu există o piatră ungurească și o piatră românească să pui în calea râului ca să nu, mai, să nu te mai inunde. Da? Sunt multe de discutat. Sunt atât de, de, de simplu, de Ejectat din viața publică astfel de, de spaime, încât eu mă întreb dacă nu cumva, din nepriceperea noastră de 30 de ani, am făcut din țara asta un fel de film de acțiune. De la în episoade, știi cum era 24, cum era e, o grămadă de seriale, știi, în care în fiecare sau toți la patru seriale, la patru ani, vine cineva și omoară pe tăți sau face o conspirație și iarăși trebuie să mă uit până noaptea la trei pentru că te prinde filmul. România nu asta trebuie să fie. România trebuie să fie uh, bună și pentru Ion, și pentru Ianoș, și pentru Rosta, și pentru nu știu care. Cum faci asta? Aplicând lege egale. Și după a și îmi spui, păi domnule, dar se acolo își dezvoltă și dezvoltă structuri paralele. Nu își dezvoltă structuri paralele. Pe site-uri vezi cazare în ținutul secuiesc. Pentru că ținutul secuiesc, țara secuirii, secuiesc, cum vrei tu să-i zici, secuimea, a devenit deja un brand turistic. Multă lume merge acolo. Da? Putea să fie de foarte multă vreme un brand turistic. Serviciile sunt impecabile. Am văzut oameni de afaceri super Acolo se produce cea mai premiată pălincă din lume. Nu vă vine să credeți, da? Poți se numea înainte. Da? Sunt Gregoriu acum. Și noi nu ne dăm seama că avem altceva de făcut în secolul 21. Și atenție, toate legile sunt în favoarea a ceea ce spun eu. De la legea 215 până la ce vrei tu, toate sunt în favoarea a tot ce am spus eu. Doar că în momentul în care vine factorul politic, tovarășul prefect din Târgu Mureș atacă legea pe care propriul lui partid a făcut o în 2001, da? iar judecătorul zice să trăiți domnul deputat sau cei fi sau prefect, rezolvăm. Și atunci se vine și se uită, dar domnul de la Buzău are voie, ținutul Buzăului și eu n-am voie. Și noi îi cerem ce? Ne, mie toată ziua să-mi când te trezești, în când prima dată, treceți patroleane românii carpații, după aia cântăm imnul și după a fă două rugăciuni de slavă țării România, așa ca să dai proba de loialitate. Și secuiu se uită și zice, vreau și eu ca la Buzău, că suntem cetățeni egali. Și noi zicem, bine mă, Stai că mă duc eu să spun în Europei că avem cele mai tari drepturi. Tu stai acolo și după ce termin de cântat și termin de zis imnul și rugăciunile, mai discutăm. da? Și între timp vine politicianul maghiar, ce secuiule, stai că te rezolv eu. Băi, ce bine trăiesc politicienii ăștia la vârf. Și secuiu și buzeanul stau și se uită, unul la uh, mica lui afacere cu turism și altul la vulcanul noroios și zice, mă, vulcani am avut, noroi am avut, dacă le combinăm pe astea amândouă, poate scăpăm de noroile din politică. E o demonstrație pe lege. Există de 20 de ani legea asta. Da? De 20 de ani. Atât am vrut să vă spun. Neața bună. Sănătate.